unde eram eu era, era prânz. Nu, unde eram eu. Unde eram eu. Tocmai asta... Nu, aș fi făcut total diferit, dar știți cum, istoria nu se face cu dacă și cu parcă. Așa s-a făcut și repet, dintr-o chestie corectă să îndepărtezi niște abuzuri, s-a ajuns la ceva rău de tot și o să fie abuzuri și mai mari. Și după ce am câștigat în 11 decembrie, acum parcă o luăm de la capăt. Dar sper să o ia de la capăt bine și îmi doresc enorm de mult ca guvernul Grindeanu să aibă succes. A pierdut mult partidul după acest an? Nu știu. O să vedem. Eu știu un singur lucru, că am fost prim-ministru atâta timp. Dacă nu conduce un singur om guvernul, guvernul se duce, se prăbușește. Știți? Ca avionul cu mulți piloți. Uitați-vă la guvernul Cioloș, pe care îl conducea și domnul Iohannis. A fost un dezastru. Și domnul Dragnea dă anumite declarații... Domnul Dragnea e șeful Camerei Deputaților, e șeful partidului, e foarte bine. Dacă domnul Grindeanu conduce guvernul, o să fie bine. Dacă vrem să-l conducem toți, o să fie rău. Adică i-am zis domnului Grindeanu, nu m-a ascultat nici pe mine. Fă tu ce crezi, dar fă. Asta e cel mai important.